Cred că are peste 30 de camere. Dolar să arate că oamenii sunt potenți financiar. Pe stânga și pe dreapta palate care de care mai arătoase. Uitați cum arată acest palat fantastic. Are un etaj, două, trei chiar și mansardă. Am ajuns la biserica din Buzescu, care este unicată în România. Cum arată această căsuță? Una dintre clădirile emblematice ale comunei Buzescu. Dacă faci cu cinste curată, Dumnezeu te ajută. Chiar și când mor, vor să arate că au trăit bine. Este ceva de noaptea minții. Templu, parcă ar fi un templu antic. Cum poți să încălzești dita mai palatul? Și aceasta este declarată monument istoric. Casa palatului Așchiuță. Nu mă gândeam să văd undeva în România așa ceva. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit sau regăsit într-un nou vlog de călătorie. De data aceasta vă invit să mergem în comuna Buzescu din județul Telorman, renumită pentru palatele romilor de acolo, dar dincolo de acele palate vă invit să descoperim și alte povești interesante ale locului. Așa că haideți cu noi într-o nouă călătorie. Țineți aproape! Și am ajuns și în comuna Buzescu, compusă dintr-un singur sat, satul de reședință Buzescu. Diverse publicații au scris despre această comună asociată cu un sat de țigani, ceea ce nu este deloc adevărat, fiindcă după recensământul din 2021, atunci când s-a stabilit că locuiesc 3707 locuitori, doar 16,5% dintre aceștia sunt de etnie romă. Așadar, majoritatea locuitorilor din Buzescu sunt români și nu țigani, cum zic unii, iar satul acesta, în pofida numelui, renumelui său, nu este unul de țigani. Am ajuns la primăria din Buzescu, clădirea aceasta fiind considerată monument istoric, monument de arhitectură de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Este adevărat, între timp a mai fost refăcută. Să bem și o cafea aici la Buzescu, 2 lei cafea, o să vedem dacă e bună. Hai să vedem cum e cafeluța de la Buzescu. E picic așa, da? Când e fric, știi? Să mergem mai departe, să mergem la Biserica Unicat din România, aflat aici în Buzescu. Ne aflăm la intrarea în Buzescu, venind dinspre Alexandria. Ia uitați ce clădire, o primă clădire aici, cu 1, 2, 3 etaje, dar deja a început să se macine balconul acolo, neîntreținută, a căzut și din acoperiș. Cât de mare este această clădire, aflată pe partea dreaptă, exact la intrarea în Buzescu. Ce gard din inox, cu îngerași deasupra din Ipsos făcuți, nu, Cosmine? Da. Și avem două statuete, doi lupi acolo, doi lupi, ogari, doi ogari acolo la intrare. Gardul placat cu gresie a început să se macine, să fărâme. Băncuța aceasta și ea la fel, din păcate. O curte imensă, cu dale, chiar frumos aici. E greu de întreținut, mai ales că în Buzescu nu sunt gaze. Cum poți să faci să încălzești dita mai palatul, cum arată acesta, cu turnulețe, cu statuete acolo în vârf? E foarte greu. Am ajuns la biserica din Buzescu, care este unicată în România. De ce este unicat? Fiindcă are o arhitectură în cruce, are 4 intrări principale, câte una pe fiecare punct cardinal. Mai mult decât atât, această biserică este monument istoric din anul 1997. A fost începută în 1860 de prințul sârb Miloș Obrenović, iar succesorul său, Mihail Obrenović, a finalizat această biserică în anul 1864. Elementul de unicitate este arhitectura în cruce. Biserica are 4 laturi egale, 4 intrări identice și se află la intersecția 4 drumuri principale. Și acum, ca și altă dată, mă însoțește prietenul Cosmin, de nădejde, om de nădejde pentru Hai la drum. Îi mulțumesc și pe această cale. Datorită lui sunt prezent în multe locuri unde, sincer, mi-ar fi frică să merg. Conform unor informații păstrate oral, se crede că
pictura originală ar aparține pictorului Teodor Amand. Aceasta a fost refăcută parțial în anul 1928 de către un pictor local de aici, din Roșiori. Titorul a pus-o exact în centrul satului. Candelabrul din mijlocul bisericii e calculat fix la kilometru zero al satului, dar nimeni nu știe de ce. Uitați-vă ce am în spatele meu, una dintre clădirile emblematice ale comunei Buzescu. Aceasta aparține, sau putem spune a aparținut, fiindcă nu mai este pe această lume, lui Dan Justinuțu. Construită în anul 2003, de fapt are o poveste tare interesantă această clădire. Uitați că nu este cu turnulețe, nu se aseamănă cu celelalte palate de aici din Buzescu. De fapt, ce s-a întâmplat? Dan Finuțu a fost judecat de către tribunalul din Caracal prin anii 2000, cred, și condamnat la 2 sau 3 ani de închisoare. A fost condamnat de instanța din Caracal, iar atunci la judecată s-a jurat efectiv că o să construiască o casă exact ca acel tribunal din Caracal. Așa a și făcut. Omul s-a ținut de promisiune. A anunțat această clădire fantastică, care valorează, cred că, mult peste 1 milion de euro, care este făcută la scară 1 la 1 cu tribunalul din Caracal. Din păcate, povestea lui este una tragică. În anul 2012, Dan Finuțu, împreună cu soția sa, avea să se prepădească într-un accident de mașină. Și aici, pe o rază de 1 kilometru de la intrare în Buzescu, venind dinspre Alexandria, avem numai palate. Pe stânga și pe dreapta, palate care de care mai arătoase, mai luxoase, mai impunătoare. De fapt, ca și la Certeze, aici a existat dintotdeauna o competiție care să aibă casa mai mare, mai impunătoare, deși poate, deși acestea în majoritatea sunt înlocuite, oamenii locuiesc în 2-3 camere undeva în spatele lor, unele sunt neterminate, cum e aceasta, a început să se dărâme din ea, păcat de atâta bănet investit, dar până la urmă sunt banii oamenilor. Cei de aici au făcut în general bani din vânzarea metalelor neferoase, în special au obținut bani mulți. Alții spun că au și avut acolo multe mahmudele din timpul lui Ceaușescu, iar după căderea regimului comunist, oamenii și-au scos aurul, au vândut. Uitați ce se alege din aceste case care sunt neîntreținute. Comuna are supraveghere video. E aproape pustie la ora aceasta, deși este ora prânzului, nu este chiar frig. Uitați cum arată. Pe jos trebuie să fiu atent să nu alunec, fiindcă este gresie și alunecă. Ori pe stânga, ori pe dreapta, aceleași clădiri mari, impunătoare, palatele acestea ale romilor de aici din Buzescu. Uitați-vă și acolo, anul 2020. Strada principală Preda Buzescu. Comuna a luat ființă în iunie 1860, la început vorbindu-se aici despre înființarea unui oraș cu numele Cuza, după numele domnitorului Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza. Comuna se află pe moșia prințului sârb, Miloș Obrenović, iar numele a fost dat după numele familiei boierești Buzescu, din vremea lui Mihai Viteazu. Se spune că Preda Buzescu a purtat în aceste locuri lupte cu turcii. Uitați ce poartă aici din inox. Impunătoare și această construcție. Aproximativ 17% din populație este de etnie romă, numai că aceștia au ales să cumpere mai toate terenurile aflate la șoseaua principală și să-și facă palate, să se mândrească care de care, să fie unul mai puternic decât celălalt. Turnulețe, geamuri, scări din marmură, marmură adusă chiar din Italia, marmură de Carrara.
palatele acestea de pe strada principală valorează majoritatea peste 1 milion de euro. Ia priviți aici, parcă ar fi un castel prin Italia, ce balcon! Probabil a vrut să imite balconul lui Romeo și al Julietei, e? Da, chiar seamănă. Da, chiar seamănă, da. Și zice într-un fel Vila Viorel și Mariana, anul 1997. Deci oarecum construite recent aceste vile. Uitați cum arată, are familia Petre, are un etaj, două, trei chiar, și mansardă, majoritatea două, trei etaje. Și în plus de asta, ia uitați cum este fațada cu gresie. Impresionant. După cum vedeți, uitați, este închis. Deci multe sunt părăsite, sunt nelocuite, unele chiar nefinalizate, fiindcă n-au mai avut bani să le termine. Unii au plecat să lucreze în străinătate. Uitați ce înseamnă grandomania, întrecerea aceasta, Lăudăroșenia. Uitați acolo, deja turnulețul acela din metal s-a prăbușit. Este înclinat, o să cadă. Și celelalte sunt înclinate. Pot să cadă în stradă, Doamne ferește să nu se întâmple ceva. Și aici avem o vilă fantastică. Uitați-vă și voi, Vila Remus. Uitați-vă cum arată. Foarte, foarte frumos. Uite și asta ce frumoase. Asta arată destul de bine. Acolo scrie Viorel. Alina, deși au trecut oamenii numele pe aceste case, fala lor, mândria lor, normal, fiecare are mândria aceasta să arate comunității, să arate celor din jur că au bani, că au bani pe care și-au investit în aceste case. Uitați și aceea cum arată, una, două, trei etaje plus mansardă. Ia priviți aici pe strada Ștefan cel Mare. Cum arată această căsuță? Nici nu știi la care să te uiți mai întâi, dar aici cu multe termopane, cu multe geamuri. Doamne, câte geamuri aici! Și o mașină acolo în curte, dovada faptului că stă cineva. Multă opulență, dar... Vila Magdalena. Care? A, da, Vila Magdalena. Și iarăși un palat. Cum numai în povești ați văzut, chiar și mai mult. Uite, cu multe din alea, ce reprezenta alea? Buzdugane? Buzdugane e semnul puterii, de-aia au pus buzdugane acolo. Da. Ce mai poți să spui când vezi așa ceva? Cred că e cea mai scumpă, cea mai valoroasă stradă din România. Dacă ne luăm după aceste palate, 100 la... Un milion, doar unul, peste 100 de milioane de euro. Aici s-a degradat. Vom încerca să aflăm și cât costă și dacă e ceva de vânzare pe aici. Au dorit să facă case, care de care mai mari, care de care mai făloase, să se laude. Dacă, exact ca la certeze, dacă unul a făcut o casă frumoasă, cu 10 camere, celălalt a vrut să facă o casă cu 20 de camere, să arate că e mai tare, mai puternic, mai bogat. O bogăție exprimată în această arhitectură, în aceste case, care impresionează la prima vedere, dar din păcate sunt reci în cele mai multe cazuri, fiindcă sunt nelocuite. Ia uitați ce masă avem aici. Ce palat aici. Cum arată acest palat? Care este în construcție sau a fost început și a fost lăsat de izbeliște? Nu știm. Oricum, oamenii sunt foarte suspicioși, e dreptul lor. Spun că au venit cei de la televiziune, din mass media, au filmat palatele, iar pe de altă parte filmau în alte locuri corturi și spuneau că
Ei, deși au casele acestea, stau în corturi, iar asocierea aceasta a imaginii nu le-a plăcut și de aceea nu doresc să fie filmați, nu doresc să mai vorbească cu cei ca noi care fac astfel de filmulețe. Ne mulțumim așadar să vedem aceste case care impresionează totuși din stradă, cu toate că sunt pradă intemperiilor și au ajuns, vedeți, acoperișuri ruginite. Strada principală, strada Preda Buzescu. Uitați și acest palat încă în construcție, cu scară interioară. Asta chiar că e imens, Cosmine. Ce zici? Una, două, trei etaje. Doamne, ce coloane are! Oare din ce? Din beton sunt alea acolo. Din păcate n-a reușit să termine aici și apa se scurge. Cât să aibă asta? Cred că are peste 30 de camere. Casele încep aici de la 500.000 de euro și ajung chiar la 2-3 milioane de euro, multe dintre ele. S-au investit mulți bani în aceste case. Cum te simți aici între atâtea palate? Nu știu ce să zic. Prea multă muncă pentru prea multe camere care nu locuiește nimeni. Da, da. Și multe nefinalizate, determinate. Care sunt toate costisitoare. Unele sunt foarte frumoase, altele mai puțin. Bine, chicioase, majoritatea sunt chicioase, dar până la urmă gusturile nu se discută. Încă două case, chiar trei, aici la ieșire din Buzescu spre Roșiori. Uitați și aceasta, s-a deteriorat foarte mult. Uitați-vă la acele balustrade care au început să cadă. Casa palatului Așchiuță, 2009, Marius. Deci, este făcut destul de recent, dar din păcate a început să se desprindă tencuială din el. Ia uite așa aici, dolar, să arate că oamenii sunt potenți financiar. Uitați și ce scară din marmură. Au început să se crape zidurile acolo, s-a făcut o crăpătură, acoperișurile la fel au început să cadă, din păcate. Și am ajuns exact aici la ieșire, deci un kilometru strada aceasta Petre Buzescu, un kilometru are de aici până acolo de unde am venit, de la biserica, monument istoric. Aici este intrarea dinspre Roșiori. Acestea sunt primele palate, să le numesc așa. Palatul lui Așchiuță e cel mai mare de pe partea stângă. Se lucrează în Buzescu la canalizare și apă. Se lucrează din plin. Altă căsoaie mare, aceasta albă din față. Pe aici nu mai sunt palate, sunt case de oameni obișnuiți. Românii n-au mai vrut să iasă în evidență în vreun fel. Mergem spre cimitir acum. De fapt, vă întrebați ce să căutăm în cimitir. Sunt curios dacă Finuțul, Dan Finuțul, este înmormântat aici și să vedem dacă are cavou. La strada principală, palate cu gresie faianță. Aici o casă din chirpici, să fie, Cosmine, asta? Chirpici, da. Din chirpici, uitați cum se construia odată. Are și aceasta farme cu ei. Cam așa arată cimitirul din Buzescu la intrare.
trebuie să recunosc că la construcția cavourilor, cei de aici de la Buzescu, romii de aici, îi întreg pe cei de la Certeze. Își fac adevărate case de veci. Una chiar este în construcție. Își fac adevărate case și aici. Mai bine ca la un sărac nu ne poate, dar iau de palate ce fac aici. Da, da. Înseamnă că au bani, doamne. Are, da, fiecare face ce vrea cu banii. Nu să fac ca noi, ca să meargă cu chipirii ca noi. Noi n-avem, dar bine câștigăm o pui. E mai liniște. Ai, mai liniște acum. Da, uite, au făcut frumos aici. Jumătate din ele sunt începute și nu sunt terminate. Ia uite-te, dacă faci cu cinste curată, Dumnezeu te ajută. Dar dacă te duci și faci înșelătorii... Ia uitați ce cavouri, ce case, ce locuri de veci. Da, mor de tine dacă voi. Da, uite ăsta, băiatul ăsta, 25 de ani. Și în stânga și în dreapta, au murit, cred că, în accident. Aici altă căsuță în construcție. Ce monument funerar aici, chiar și când mor vor să arate că au trăit bine, au avut bani, au avut bogăție. Asta e plăcerea lor, până la urmă nu trebuie condamnați pentru acest lucru. Uitați, efectiv, un mic sătuc de veci aici, separat de cel al românilor. Crăciunița se numește aici. Fiindcă așa a chemat-o pe doamna care a decedat în 2020. Aici, la casa aceasta de veci, au și covorași. Dar foarte frumoase. Vă dați seama că până și căsuțele acestea fac câteva zeci de mii de euro, cred. Undeva la 10.000, 20, dacă nu mai scumpe, în funcție de fiecare. Adevărat sat în miniatură, un sat de veci în miniatură. La drumul mare au palate, aici au... căsoaie. Nu e cimitirul vesel, ci cimitirul imobiliar. Da. Continuăm plimbarea. Aici imită o fântână. Ia uitați. Aici chiar un palat. Ia uite-te și tu, Cosmine, cum arată căsuța aceasta. Un palat în miniatură. Aici, la familia Soare Dumitru, Dumnezeu să ierte, cu gresia aceasta pe jos, cu stâlpii aceștia înalți de peste 2 metri, cam 3 metri, cred că au. Doamne, cum arată acest cimitir, partea aceasta a romilor? Ceva de neimaginat, nu mă gândeam să văd undeva în România așa ceva. După cimitirul vesel, aici ar trebui să fie... Loc turistic. Loc turistic, da, un punct turistic. E o adevărată atracție turistică, dacă stau să mă gândesc. Ia uitați și aici și această căsuță. Nicu scrie pe ea. Și am găsit, Cosmin, am găsit locul de veci al lui Dan Finuțu, pe care îl căutam, și că majoritatea sunt bine îngrijite, chiar mai îngrijite decât multe dintre casele aflate la strada principală. Da. Mergem pe această potecă spre halta din Buzescu. Cam așa arată. Pe aici am venit. Am ieșit la linia de cale ferată și în depărtare halta Buzescu, care este un monument de arhitectură, un monument istoric. Să vedem ce este acolo, ce a mai rămas din această haltă. Și am ajuns și la halta din Buzescu, strada CFR. Se pare că este lăsată în paragină, deși figurează ca și monument istoric. Haideți să vedem. Din păcate, așa arată un monument istoric în România din anul 2024. Monument de arhitectură, halta Buzescu, construită undeva la finele secolului al XIX-lea. Ea a fost frumoasă la vremea ei, dar uitați ce a mai rămas din ea. Câini își fac
veacul pe aici, multă mizerie, sunt și niște pătre, m-am și speriat, asta arată o gară, da, uitați-ne, ne e frică să intrăm înăuntru, văd că totuși cred că mai doarme câte ceva, că văd că sunt pături aici, a intrat, m-am și speriat. Uitați cum arată acest monument istoric, se spune, monument de arhitectură, alta din Buzescu. Și au făcut și focul pe aici, cine s-a adăpostit de vremea rea. Cam așa arată. Este ceva de noaptea minții. Doamne, doamne! Dar chiar nu se poate face ceva. Reprezintă un risc la adresa celor care vin pe aici. Halta Buzescu. Uite, cam atât a mai rămas din această haltă. Niște ziduri din cărămidă, ferestre nu mai sunt. Ați văzut și în interior cum arată. Asta e strada Gării, Banca Cooperatistă Albina Slatina. N-am auzit, sincer să fiu, de această bancă. Școala cu clasele 1-8 Buzescu. Lângă școală, aici, chiar pe colț, mai avem o casă în construcție, un palat, de fapt, cu multe turnulețe. Coloanele impresionează. Da, păi bineînțeles că nu sunt locuite. Ia uitați cum arată aici casa aceasta. Este deschis. Foarte înaltă. Suntem pe o stradă secundară aici, chiar lângă școala generală din Buzescu. Vom ieși imediat la strada principală, deși pe străzile secundare sunt case din acestea mari, dar nu toți au avut bani să reușească să-și construiască casele la șoseaua principală. De fapt, este vorba de șoseaua europeană E70, care face legătura între Alexandria și Roșiori. Casa lui David, împăratul din Buzescu, este una dintre cele mai frumoase case de aici. De fapt, și cealaltă de lângă el arată foarte bine. Haideți să vedem și pe această stradă secundară. Se degradează pe zi ce trece, după cum vedeți. Se vede începând de la acoperișuri. Strada Mihail Obrenović. Uitați aici o casă care arată bine. Nu excelează prin turnuri, turnulețe. Chiar e frumoasă asta, sincer mie asta îmi place. E altceva față decât celelalte, în stil mai modern, așa. Aici sunt ruinele școlii vechi din Buzescu, care și aceasta este declarată monument istoric, dar au mai rămas doar niște ruine, cam așa arată. Vis-a-vis casa aceasta. Mergem pe această străduță, am găsit și un sătean care ne împărtășește câte ceva. Vrem să vedem acea casă din depărtare. Uitați de acolo, casele acelea, că sunt mai multe, cu acoperișuri roșii. Haideți să vedem cum arată, să ne apropiem de ele. Scumpe case, dacă ar fi să cumpere una, cât cred? Cred că e un milion de euro. Mai bine. Ne dăm să poate degeaba când cade în capcană. Adică? Sunt toate în curte, vei prinde, asta, după partea asta, ea ne ușe. Și mai are și una dincolo de stradă. Au mai multe? Da. În Spania. Munceți prin afară. Ia uitați cum arată și această casă în construcție, pe strada Ștefan cel Mare. Am mai găsit o casă cu semnul dolarului pe ea. Uitați. Altă casă. Păcat că această stradă principală, destul de aproape de strada principală Petre Buzescu, nu este asfaltată. Uitați cum arată și aici. Ce curte imensă.
lângă palate, avem și case derăpânate, avem un mix de sărăcie și opulență, de sărăcie și bogăție, case de milioane de euro și altele care stau în paragină, casele oamenilor simpli, lângă aceste palate de sute de mii, de milioane de euro, unele dintre ele. Iarăși un templu, parcă ar fi un templu antic, parcă aș fi prin Italia, pe la Roma, când văd acele coloane. Ia uitați și aici această scară cu leuți și iară semnul dolarului, avem și pe cel al euroiului, semnul euro și dolar, dovada faptului că oamenii vor să arate că au bani. Cam atât în acest vlog de călătorie de aici din comuna Buzescu. Până data viitoare vă doresc toate cele bune, dragilor. Nu uitați, dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, să dați și voi un like, să lăsați un comentariu și să vă abonați la canalul meu de YouTube, fiindcă asta mă ajută foarte mult.